în ziua deschiderii Jocurilor Olimpice. 22 milioane de români s-au învățat cu succes în această disciplină sportivă. Antena 3 vă prezintă... Performanța a început dincolo de limite. Dacă mi-am propus că vreau din nou să ajung unde îmi doresc, trebuie să fac orice și să las alte preocupări deoparte. Viața gimnastelor lotului olimpic românesc de dinaintea marii competiții sportive. E greu dealul ăsta de urcat, dar hai să vedem ce-i după dealul ăla. După ce devii campioană mondială, olimpică. Vineri, la Reporter Special, ai un film de excepție. Gimnastele, de Ioana Răduca.